Asculți Inspirație Divină la Radio Teranova, Pași spre cunoaștere. Bine v-am găsit, dragi prieteni ai emisiunii Inspirație Divină. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare seară de vineri, aduc în fața dumneavoastră oameni de valoare, care, prin ceea ce fac, sunt un model de inspirație pentru noi toți. Un astfel de om am și astăzi alături de mine. Maura Angel este senior consultant în comunicare și PR, are o experiență de peste 26 de ani în jurnalism, iar de-a lungul timpului s-a implicat în multe proiecte pe care le-a ridicat prin campanii susținute de imagine. A lansat inclusiv proiecte de educație media, a inițiat primele opționale de jurnalism în școli, pentru că își dorește să-i sprijine pe tineri să vadă și să înțeleagă lumea așa cum este, nu cum vor alții să le arate. Îi plac poveștele din viața de zi cu zi, îi place să le caute, să le adune și să le dea mai departe. Este convinsă că atitudinea dă valoare poveștii. Dragul pentru tineri, au determinat-o să înființeze clubul de comunicare, jurnalism și public speaking pentru copii, de care vom discuta mai multe în cadrul ediției de astăzi a emisiunii. Doamna Angel, bine ați venit alături de noi. Ne bucurăm foarte mult că ne-ați acceptat invitația. Mulțumesc și eu, bună seara. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Doamna Angel, dacă ar fi să se prezinte omul Maura Angel, cum ați alege să o faceți? Simplu. Sunt Maura Angel sau Maura, pentru prieteni. Da. Dar trecând de toate aceste titluri renunțate la început. Cine este în esență Sufletul Maura Angel? Sufletul Maura Angel este o femeie puternică, motivată cu drag de oameni, curioasă, creativă, nu mereu curajoasă. O femeie care care îi place să creeze comunități, să le susțină, să le aducă mai departe. Să ofere înainte de a primi. Și un prieten bun, atunci când la nevoie. Și nu doar. Ce frumos spus. O femeie asumată, din da. toate punctele de vedere. Da, până acum, da. Vă felicit. Cu bucurie pentru omul care sunteți. Doamna Angel, dacă ar fi să intrăm direct în tematica emisiunii de astăzi, ne puteți povesti un pic cum a luat ființă Clubul de Comunicare, Jurnalism și Public Speaking pentru Copii? A fost o întâmplare. Hazli, ea spune, pri privită prin comicul de situație, dar așa a fost să fie, așa i-a fost calea, pentru că suntem la inspirație divină. Da. În urmă cu șapte ani, un grup de prieteni m-au rugat să-i ajut să învețe cum se susțină o prezentare. Aveau un proiect foarte important, trebuia să-l ducă la București. Și nu e ușor să vorbești în fața publicului, uneori nu e ușor să vorbești deloc, da. nici măcar în fața unui microfon, nici măcar în fața o oglinzii. Și, hai, ajută-ne! Hai să lucrăm împreună! Pentru un astfel de proiect, aveam nevoie la acel moment de un spațiu oarecum semi-deschis, în sensul că ei aveau nevoie de o ușoară expunere. Nu poți să înveți să vorbești în fața unui public stând închis într-o cameră. Da, așa e. Și au vorbit cu o cunoștință de-a mea, care avea o librărioară au spus, da, bine, uite, veniți aici, dar te rog, faci același lucru și pentru copii. Eu, pentru că le promisesem oamenilor, am înghițit așa în sec, m-am speriat, am zis, doamne, eu n-am lucrat niciodată în viața mea cu copii. Eu nu am copii. Da. Ce mă fac? Ce mă fac? Dar hai, gândindu-mă că am eu o prietenă psiholog și sigur mă va ajuta ea. Zis și făcut, am lucrat la proiect, la prezentare, la imagine, la promovare și... E foarte, foarte multă muncă. În același timp, am făcut și o postare cu Clubul pentru copii pe atunci, îi zicea școala voinicilor. Așa e da, găsit frumos. Mult. Foarte frumos. Mm -hmm. da. Școala de comunicare și dezvoltare personală pentru copii. Am făcut o singură postare. Nu m-am străduit deloc, nici la promovare, nici la nimic. Gândindu-mă, că poate nu o vede nimeni. Și uite așa scăpe eu de spaima asta. Mi-era teamă să nu fac ceva greșit, nu că nu-mi plăcea să lucrez cu ei, dar m-am temut să nu fac ceva greșit, să, Doamne ferește, să sufere vreunul. Da. A venit și ziua minunatului workshop, la cel pentru adulți, nici măcar amicul care m-a rugat să-l ajut n-a venit, nu s-a înscris, era teamă. În schimb, la copii era pus derie. De am făcut da. două grupe, Doamne, am lucrat cu prietena mea, mea Iulia Cruții, mulțumesc și acum. Da. O vară întreagă, era așa o veselie pe ei, am prins curaj și uite așa încet, încet, au trecut șapte ani. Da. Șapte ani cu sute de copii cu care am lucrat, cei care atunci erau mici, erau voinici, acum sunt adolescenți. Au crescut sub ochii dumneavoastră. Un parțial, cât am lucrat. Da. Și acum mă roagă să facem grupă de adolescenți. Da, au crescut din toate punctele de vedere da, și ca crescut, și nivel de da. comunicare, de public speaking. Am făcut ah. multe împreună, am făcut uh -huh. multe ateliere, am editat reviste, cărți, campanii, campanii sociale. Eu sunt jurnalist. Multă lume da. când mă prezintă spune omul care ajută copiii. Da, unul dintre. Toată lumea ajută copiii, nu doar Ați eu. Ați creat un brand puternic pe acest sector de comunicare pentru copii și public speaking. Poate era un domeniu care necesita chiar un om care să se ocupe, un expert. În Aș acest, putea în domeniu. spune, da, dar mi s-a și creat un brand pe uh, proiecte sociale. Da. Le întotdeauna le-am susținut, dar uh, nu fac doar asta. Asta am vrut să, să da, spun. Sigur. Da. Așa a început clubul de public speaking și jurnalist pentru copii, da. în care facem foarte multe lucruri. Așa este. Chiar văzusem că organizați ateliere sub egida micii jurnaliști de investigație. Da, pentru că uh, jurnalismul presupune foarte multe da. aspecte. Informare. Știți? informare da. jurnalist cultural, sportiv, de sănătate, inclusiv de investigație. Da, Și facem noi anchetele noastre. Asta vreau să vă întreb. Ce presupune acest jurnalism de investigație? Am văzut că prin intermediul acestora copiii ar avea ocazia să împărtășească știri despre evenimentele frumoase pe care le au trăit ei în timpul unei săptămâni de lucru, nu? Da. Cum decurge practic acest A, workshop? Acest jurnalist de investigație da. nu presupune mereu lucruri plăcute. Spre exemplu, o investigație ca să zic, da. așa în ansamblu e pentru adulți, să zicem, nu știu, aflică, s-a întâmplat o afacere, este o afacere necurată undeva da. și atunci începe investigația. Da. Ei, Copiii primesc mici cazuri pe care le rezolvă. Spre exemplu, un apel la 112 că s-a anunțat un coleg suspect și investigează acest caz, ce s-a întâmplat. Da. O minciună lansată nu știu unde. Vorbim de fake news, vorbim de multe, multe alte lucruri care, uite, sunt pe aproape de adevăr și pe care ei nu le cunosc și le iau ca adevăruri consacrate și nu e bine. Așa este. Spuneți-mi în cadrul acestor ateliere pentru copii, aveți și invitații din alte domenii de activitate. Totdeauna avem, vin și dumnealor la noi ca să mm -hmm. și lucrează cu cei mici, mergem și noi în alte părți, pentru că jurnalismul presupune teren. Da. Cunoaștere, aflare de informații noi, vizite diferite. Și povestim de fiecare dată ce am făcut acolo, cum facem acest lucru prin scris. Pentru că noi avem Așa. și o revistă. Da, cum se numește revista? Recreația Mare se numește revista da. clubului. Poate fi găsită atât online cât și fizic? Poate fi găsită în fizic doar. În momentul editării, pentru că este oarecum cu circuit închis sau are apariție trimestrială. Da. Dar textele copiilor pot fi citite în revista mea online, da. Gler Magazine, și acolo pot fi citite, sunt savuroase, să știți. Lab Magazine. Glare Magazine. Gler Magazine. Foarte interesant, dacă este, o da. să-și dorească și adulții și copiii să acceseze și, și copiii. De ce nu? Materialele De ce? Nu? E foarte bine să facem trimitere spre acest site. Cum să nu? Mulțumesc cu mult, drag multă plăcere. Spuneați că sunteți implicată în foarte multe și alte activități în afara acestui club de jurnalist pentru copii uh, și anume am observat chiar că sunteți implicată și în proiecte caritabile. Uh, știu că știu că faptele bune nu trebuie neapărat spuse, doar trebuie făcute fără a aștepta însă o recompensă. Da, se da. spune că binele se face în șoaptă, restul da. e doar teatru. Da. Dar Pot e... fi de acord până la un punct da. cu mm -hmm. uh, această sintagmă pentru pentru că eu sunt de părere că binele trebuie multiplicat și nu-l poți da. multiplica dacă nu vorbești. Sau trebuie dat mai departe. Da, trebuie dat mai departe. Mm -hmm. Și cum merg lucrurile în această zonă? Cum se implică comunitatea? Sau cum atrageți oameni care să-și dorească să facă fapte bune pentru copii? Uh. Da, discuția s-a dus tot în partea asta socială da. și cumva e și firesc, pentru că sunt implicată de foarte mulți ani. Dar nu doar aici, Eu am și multe proiecte educative și culturale da. și pe care le derulăm le-am derulat în diverse moduri, iar de un an și jumătate prin intermediul unui ONG pe care l-am fondat împreună da. cu Gianina Enache. Da, se numește da. Creativist. Da. Avem proiecte educaționale, culturale și sociale și pentru că și sociale. Da. Și pentru că m-ați întrebat de cele sociale, Oamenii deja ne cunosc, ne cunosc de mulți ani, de, suntem cumva parteneri, adică în momentul în care avem o campanie, un proiect social, cumva ei știu că sunt acolo. Da. Cum au venit, prin puterea exemplului, prin dorința de a oferi. Să știți că multe persoane, oamenilor în general, le place să facă bine. Da. Dar nu au mereu posibilitatea să se implice direct. Și atunci, cumva. Până la Creativis am fost un fel de vector, iar de la Creativis suntem vectori pentru da. că suntem împreună cu Genina. Vine, vin oamenii, oferă ajutor, avem multe proiecte, v-am spus, educaționale, avem bibliotecile Creativis. Da, chiar urmăream, am văzut pe pagina dumneavoastră de Facebook că în fiecare joi organizați ateliere de pictură intuitivă. Acelea sunt, a, mm -hmm. acela este, alt proiect, este, este un alt proiect? Tot în cadrul da, asociației. Tot în cadrul asociației, da, da? Este un proiect cultural și de relaxare, de pentru relaxare. sufletul fiecăruia. Exact. Pentru suflet, da? Mm -hmm. Nu trebuie să ai cunoștințe de artă, nu trebuie să fii pictor, nu trebuie absolut nimic să știi. Da. Doar să îți dorești să petreci câteva două ore în fața unei pânze să te relaxezi, să te regăsești prin culoare. Da. Avem un artist, doi artiști plastici cu care lucrăm, Cezara Moraru și Vilem Maftei, proiectul a fost lansat acum trei ani, iau, deja da. trei ani. Da, da, mulți înainte, deci e o formă de terapie, practic. Dacă prin putem să-i spunem așa, of, dacă putem să spunem da. așa noi l-am gândit ca program de relaxare, da. un proiect da. în care să stai tu cu tine, și uite așa, Poate. să te mai liniștești să-ți mai vezi și tu de sufletul tău. Așa este. Doamna Angel, spuneați că sunteți implicată în multe proiecte și nu pot să nu amintesc. Chiar de curând, acum o lună în urmă, am luat parte la un eveniment deosebit de lansarea unei cărți, unde dumneavoastră știu că ați fost coautor. Și mă refer aici la cartea Cele mai curate minuni. Da, un uh, proiect cum ați foarte. Ați fost cooptată să scrieți. în Alături de. Am înțeles că sunt 33 de autori, nu? Sunt 33 care de autori inițiativa. Ea aparține jurnalistei Alice Năstația, Năstase Buciuta, da. cu care m-am bucurat să colaborez. Ne-am cunoscut la Iași, la un alt eveniment al Cristinei Nichita, un proiect în care People se numește, da. de dezvoltare personală. Da, de leadership The carismatic. Leadership <laughs> carismatic, da, da. dedicat atât copiilor, adolescenților cât și adulților, un proiect foarte bun da. în care am și eu un modul de scriere creativă și la, la lansarea acelui proiect a venit și Alice, a povestit des... ulterior, mi-a trimis un mesaj. și a zis că uite eu vreau să am cartea asta, proiectul ăsta despre minuni și miracole trăite da. de oameni și prin oameni. Da. L-am lansat anul trecut, anul acesta revin cu a doua ediție, de fapt cu al doilea volum da. și ți-ar plăcea și normal că mi-ar plăcea că asta este meseria mea, înainte de toate sunt jurnalist, om de cuvânt. Așa este. Și descris, celelalte proiecte fac parte din mine, mă definesc, toate mă definesc. Și am acceptat, desigur, provocarea lansată de Alice. De fapt, invitația, nu provocare, că asta da. mi-e meseria. Da, Scriu, da. ar fi fost provocare dacă eram pictor și trebuia să scriu, nu știu, sau invers. La un moment dat se îmbină toate aceste talente. Toate se îmbină pentru că da. le avem câte puțin în fiecare, din fiecare, în noi. Este. Trebuie doar să fim deschiși și să le lansăm să să înflorească, să le dăm voie să crească. Exact. Să fim atenți la semne, la ceea ce la semne, cerem uneori de la Univers. La ceea ce cerem, la ceea ce dăm, la ceea ce uităm să dăm. Da. Pentru că dacă nu dai, nu da. mai primești. Da. Am în ceea mai spus. Ce manifestăm. Exact, în ceea ce manifestăm, universul umple mereu locurile goale, dacă da. lăsăm loc. Da. da. Și uite așa a apărut cartea, a fost într-adevăr lansată și la Iași, după o lansare la Buzău, București. Vor mai fi și alte lansări, suntem 33 de autori. Da, ce și... frumos. Da, frumos. Vă felicit și mulțumesc. La cât mai multe proiecte de acest gen. Da, vor fi, cel puțin pe scris. Am în pregătire două proiecte personale. Am să vă povestesc mai mult despre ele ceva mai încolo. Da, vă mai așteptăm. Oricum, Mulțumesc. o să mai veniți. Simt eu că o să mai, o să mai da. fie și o a doua emisiune împreună. Da, da, da. Doamna Angel, tot legat de scriere creativă. Am văzut chiar acum, urmează în cursul acestei luni, pe 22 octombrie, că veți da cursul unui alt proiect de suflet, Proiectul TRAI. Unde veți începe cu un atelier despre literatură și tristețe? Veți fi invitat permanent sau doar colaborator din când în când? Care a fost, practic, ideea care a stat la baza acestui proiect? Proiectul TRAI aparține Anei Băianu, un da. psiholog cunoscut din Iași, da. care, printre alte lucruri, și-a propus să lanseze un program de dezvoltare personală da. folosind cele șapte arte. Așa, puteți aminti, am văzut că prima este literatura, unde bineînțeles da. că dumneavoastră veți participa Prima din este de literatura. Ea, Ana și-a dorit să treacă omul, să, să bine, să l ajute să-și depășească anumite trăiri, să valorifice, să transforme unele emoții mai puțin plăcute, cum ar fi tristețea, da. în cele plăcute. Ei, și pentru fiecare artă a ales câte o emoție. Ea a plecat pentru partea de scris de la tristețe, Consideră și are dreptate că pandemia ne-a afectat destul de mult și e nevoie să ne aducem împreună. Da. Proiectul este la a treia ediție. A fost lansat în martie. S-a bucurat de succes ceea ce a motivat-o să lanseze o a doua ediție în aprilie. Durează șapte luni, câte o lună pentru fiecare artă. Da. Deja primele două s-au încheiat cu o expoziție în care s-au prezentat lucrările realizate de uh, la atelierul de pictură. Da. Ceea ce am scris n-am prezentat, am discutat doar noi la workshop, dar probabil ar fi interesant să adunăm textele și, nu știu, poate la finalul celei de-a trei ediții, să scoatem așa, măcar ca un fel de caid program, ceea ce am scris, da. ceea ce am lucrat. Ce Scrisul, idee, foarte frumos. Scrisul este. Cu siguranță ați auzit da. foarte mulți oameni spunând că eu nu știu să scriu. Ba, știi să scrii. Cunoști alfabetul, cunoști gramatica, da. cunoști topica, eu nu am talent la scris. Ba, ai talent la scris. Eu nu mă pot exprima prin scris. Ba, te poți exprima prin scris ceea ce n-ai făcut până acum, dacă ai spus toate aceste eu nu pot, nu știu, nu vreau, nu fac, este că nu te-ai adunat tu pe tine, tu cu tine, da. nu te-ai așezat în fața unei col de hârtie și să-ți lași pur și simplu gândurile să se aștearnă. Ce frumos spus! Uite așa, uite așa, m-am așezat astăzi. Nu trebuie să te gândești foarte mult, nu trebuie să-ți pui subiecte de astea avangardiste, filozofice, spiritual, înalte, pur și simplu scrie 10 minute ce trece ție prin minte sau câte minute vrei tu despre cum te simți acum, despre ce ai făcut ieri, despre da. ce ai să vrei să faci mâine, despre ce te doare, despre ce te bucură. Să-ți dai voie să te eliberezi emoțiile interioare prin prin scris, prin scris. Cred că ar fi utilă și o carte despre, un curs măcar despre cum să scrie o carte. Dumneavoastră ați avea toată experiența necesară să-i faceți și pe alții să se deschidă și să-și dea voie să scrie. E foarte important lucrul acesta și nu degeaba există jurnale. Nu știu câți oameni acum în lumea asta a gegeturilor și adânc tehnologizată da. mai ține un jurnal. Dar e foarte important. Ei, au apărut blogurile acum, fără. Nu vreau să par răutăcioasă, dar oricine da. are un blog e jurnalist. Nu, e chiar așa. Da. Sau e scriitor. Nici așa, nu e. Dar e bine că e. Da. Atâta timp cât e folositor. Da. În primul rând lui. Și apoi celor care îl urmăresc. Da. E foarte bine. Prin scris vorbești despre tine. Exact. Întotdeauna vorbești despre tine, indiferent despre ce scrii. Dacă faci un interviu, eu ca meserie de jurnalist fac da. un interviu, oricum va fi bucata din mine acolo. Da. Dacă scrii un reportaj. Sau dacă îl vezi pur și simplu ca o terapie de suflet. Da. E energia. ta pe care o pui în orice proiect, îl faci. Fie e, că ești în indiferent. calitate de invitat sau de realizator de emisiune. De ce nu? Indiferent ce faci, da. fă acest lucru pentru că te va ajuta. Nu trebuie să arăți nimănui scrierile alea. Da, A, dacă vrei să. Îți uh, șlefuiești să și pe alții, poate, în experiența ta. Mm -mm. Să te șlef, șlefuiești, da. sigur, poți merge mai departe. Mm, -am, Am văzut -am că aveți zis. multe întrebări acolo. Eu pot vorbi într-una <gânt> despre scris, dar cu siguranță aveți da. și alte curiozități. Da, da. Vorbeați de cele șapte arte. Care ar fi celelalte șapte? Prima e literatura în cadrul proiectului TRAI Pictura, Așa. dansul, muzica, da. arhitectura. Da. Da, foarte frumos. Da, da, da. Și toate, la fiecare an are câte un invitat uh -huh. care, care lucrează cu cei care se înscriu în acest proiect. Da. Și dacă veți urmări expoziția, cum ne putem înscrie la aceste acest eveniment? Pe, pe, pe vrea să știe pe pagina Pe băia, nu găsiți toate Ar informații. Am da, înțeleg. pagina de Facebook mm -hmm. și la mine pe cont, este la mine strict de partea da. de scris da. și nu doar. Sunt informațiile publice pe Facebook, acum e la putere. Cum vă pot găsi oamenii? Dacă vor să se implice în evenimentele caritabile, dacă vor să participe la evenimentele pe care dumneavoastră le organizați. Aveți o pagină de Facebook, aveți un blog, un site, cum vă găsesc? Am de toate. Foarte bine! E momentul să afle lumea despre dumneavoastră. Și pe mine, personal, mă pot găsi pe pagina mea. Maura Angel, da. am și un site, maura.ro, dar da. dacă vor să se implice în proiectele asociației, da. și chiar invit cu mare, mare drag, există pagina Asociației, Asociația Creativis. Creativis, da. da. Există pagina Cafenelele Creativis, Art în Cafenea, da. unde pot afla informații legate de atelierele de pictură din fiecare joi. Pe pagina genine Enache, dacă sunt curios să afle mai da, multe da. și despre alte lucruri pe care ea le face, și împreună cu asociația. Da, dar dacă ar fi în perioada următoare, să ne spuneți, dumneavoastră, doamna Maura, Angel, ce proiecte viitoare aveți, proiecte de suflet în care vă veți implica? Ne-ați putea, să spunem așa, da, din casă. <laughs> Proiectele mele de suflet uh, sunt legate, v-am spus, de. Uh, descris pentru că da. aș vrea să adun în două volume. Da. Editorialele din măcar din ultimul an și interviurile. Dar și să adun într o carte câteva povești pentru copii. Da, ne întoarcem la copii. Am început da. emisiunea da. cu copii și și ah, cred că terminăm. va fi și a treia ediție a unei cărțului. Da. scrise de copii de această dată, realizată prin intermediul Asociației creative, da. se numește Sărbători cu fapte bune va fi la, cred că va fi la a treia ediție sper să da. se materializeze acest proiect primele două au fost foarte frumoase au fost, am invitat copii și tineri chiar și adulți să scrie povești, eseuri despre ce înseamnă pentru ei o faptă bună da a fost un concurs, yes. cele mai frumoase scrieri le-am reunit în două cărți, da. prima fiind publicată acum doi ani, a doua anul trecut, de sărbătorile de Crăciun. Cum, cum se numesc aceste cărți? Sărbători fi găsite? De cu fapte bune Pot fi găsite dacă le reedităm Pentru că s-au epuizat Imediat la lansare Și cumva era și firesc mare. Da, A fost cerere mare La fel cum au fost și pentru poveștile copilăriei da. Un volum tot cu povești Scrise de copii da. Prin asociație realizată ce frumos, faceți jurnale de fapte bune, practic, încurajați pe fiecare să scrie jurnale de fapte jurnal bune. de fapte bune și să știți că nu, nu sunt cuvinte lipsite de sens, nu, da. nu nu e un clișeu, nu este, dacă stai să te gândești, chiar ai nevoie de un jurnal de fapte bune și uite pentru că tot sunt în premieră la dumneavoastră în emisiune, hai da. să lansăm și o provocare da, haideți, până la Crăciun și nu doar dar punem noi așa un un termen să trimită pe adresa radioului da. mici povestioare despre ce înseamnă faptă bună. Și dumneavoastră să alegeți da. să le citiți atunci, în da. perioada sărbătorilor. Ce proiect frumos și mulțumim pentru inițiativă. Atunci vom vedea, vom vedea și câtă lume are curajul să se exprime public da. și câtă lume are curajul să aștearnă pe hârtie câteva cuvinte, apoi să le împărtășească. Așa este. Pentru că e nevoie de curaj. Da, mulțumim, așteptăm, dragi ascultători, pe contul de Facebook Radio Terra Nova cu doi de râ, toate propunerile dumneavoastră. Și dacă sunt părinți care vor să-și înscrie copiii la de comunicare aștept. și jurnalism, tot așa ar putea lua legătura cu dumneavoastră pe Facebook, vă găsește pe Facebook. Maura Angel, da, sigur. vă poate scrie în privat și... Vă poate scrie în privat sigur. și de aici încolo, da. Am vorbit mult despre copii, despre da. social, am vorbit mai puțin despre proiectele de comunicare în care sunt da. implicată, dar probabil cu altă ocazie. Putem uh, spune câteva despre acest proiect, sigur. Pentru că uh, e foarte important și îi încurajez, încurajez pe toți cei cu care colaborez să vorbească mai mult despre ei și despre ceea ce fac. Da. S-a tot spus că, uite, aici în Moldova și în Iași nu se întâmplă lucruri. Ba, se întâmplă foarte multe lucruri, dar vorbim foarte puțin despre ele. Da. Și vă spun asta din două roluri de mele: unul de jurnalist, altul de consultant în comunicare și PR. Da. Lumea nu știe. Nu știe și uite, de aia se mai pierde evenimente importante la care poate ai fi vrut să ajungi și n-ai ajuns, că n-ai știut, iar organizatorul te-a așteptat, dar n-ai da. venit că n-ai știut. Da, trebuie promovate, probabil, mai trebuie intens bun, și promovate Trebuie promovate mai intens. trezit curiozitatea oamenilor să participe la astfel de evenimente. Corect și, uite, așa va crește și așul mai mult. Din da. toate punctele de vedere. Sunteți unul din pilonii mm, nu care știu. ajută, din acest punct de vedere, Iașul. Nu știu dacă. Da. Chiar un, un pilon, de bază. Dar, Poți spune, umărul, oricine, oricine dintre noi poate sprijini un astfel da. de proiect. Doar să vrea să fie deschis. A, exact. Și să aibă timp, da? Și, timpul, Și inspirație poate fie... divină. Și inspirație divină, ați pus punctul pe ei spre final de emisiune. <laughs> Și inspirație divină, uh, Mulțumesc, da. doamna mult Angel, pentru că ați participat în cadrul acestei emisiuni. Dacă ar fi să rămână ascultătorii noștri cu un ultim mesaj din partea dumneavoastră, care ați alege să fie acesta? Să se gândească mai mult la ei. La ceea ce le place, la ceea ce sunt Și ce ar vrea cu adevărat să fie Mulțumesc încă o dată Pentru mult că drag. ați pus punctul pe ei Și pentru că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Vă mai așteptăm și data viitoare Cu mare plăcere Cu mult drag Iar dumneavoastră, dragi ascultători Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi Și nu uitați, fiți creativi și inspirați Seară în armonie